De deficit și de bugetul pe anul viitor, domnule Ciolacu, au apărut din nou diverse variante pentru majorarea pensiilor. PNL insistă să fie majorată cu rata inflației. Eu, părerea mea, să mărim cu și mai mult decât rata inflației, ca să fim foarte liniștiți. Nu poți să construiești un buget. Asta încerc să transmit și colegilor mei de coaliție și devin foarte nervoși. Și chiar domnului președinte. Nu poți să construiești un buget sănătos dacă tu nu ai rezolvat problema energiei. Pentru că nu ai de unde să ai. Da. Nu poți să mergi pe o zonă sustenabilă dacă tu nu ai toate. Da, părerea mea că prioritatea, în primul rând, este legislația pe energie, să închidem ordonanța din Parlament. A doua prioritate, să închidem odată cu pensiile speciale, fiindcă l-avem și jalon până pe 31 decembrie, numele Câțu, care a avut deficit de 10%, și a făcut acord cu Uniunea când toate țările din Europa au în perioada de pandemie au depășit deficitul, dar n-a îndrăznit nimeni să ducă la 10% decât Câțu, nimeni din toată Europa, și la o datorie publică atât. Ăsta e adevărul, nu pot să mint. După ce avem toate aceste cifre, atunci normal, când mărești, noi vorbim de un procent de mărire a punctului de pensie. Noi nu vorbim de unde. Deci, când ai o pensie de 10.000 de lei, o mărire de 15% e corespunzătoare a celor 10.000 de lei. Când ai o pensie de 1.500 de lei, 15% nominal e corespunzătoare la 1.500. Părerea mea, de aceea am și spus mereu, este un minimum de mărire de 10% care mergi pe punctul de pensie, fiindcă eu cred că avem datoria să ajutăm pe toată lumea în această perioadă de iarnă. Și în momentul acela venim cu mai multe variante pe categorie. Vrem să fim empirici și înguși la minte și vorbim doar de un procent, fără să ținem cont de o realitate a României, fiindcă eu cred că de asta ne-au ales oamenii, să ținem cont de absolut toate categoriile și realitatea noastră românească. Și venim cu ceva... Și să venim, nu, n-ai voie diferenția pe punctul de pensie, că e neconstituțional. Dar poți să vii cu anumite ajutoare punctuale pentru anumite, manof care poate să fie, păi vouchere poate să fie din două în două luni. Deci, eu asta am făcut un apel. Haideți să lăsăm lucrurile într-o ordine constituțională și într-o ordine logică a minții. Hai să închidem cu energia, hai să închidem cu pensiile speciale și vedem ce bani luăm de acolo prin impozitare și pe urmă venim aplicat și este foarte, foarte ușor să vorbești un procent și să... Întrebați, n-aveți ministrul la energie? Eu am văzut momentan ce... Nu știe nimeni, domnule. Nu sunt în stare. Nu e în stare ministrul energiei să vă spună. Tocmai de aceea vin în fața dumneavoastră și vă explic că trebuie să venim cu o formulă predictibilă ca să nu mai pățim ce pățim acum, cu dosare depuse la ANRE, în care distribuitorii și furnizorii spun că la ANRE au trecut dosarele, la energie și că au făcut plățile, iar oamenii sunt în prag de faliment. Fiindcă știți că în zona de distribuție și furnizare este un preț reglementat. Nu este zona speculativă, cea a traderilor care au cumpărat cu 450, au vândut cu 3.000 și acum dumneavoastră credem toți, inclusiv ei, atâta minte au, că noi trebuie să compensăm din banii noștri a toată lumea diferența între 450 și 3.000 cât a vândut el speculativ. Înseamnă că suntem nebuni la cap, oameni buni. Ne apucăm de altceva, ne lăsăm de politică și ne apucăm de altceva. Dacă compensezi pierderi și un profit sustenabil ca să ții afacere, ai avut o medie de câștig de 10% în ultimii ani. Ai un plan de afaceri pe zona de energie în continuare susținut pe cei 10% care tu îi estimai ca profit. Acolo statul, da, intervine și compensează pentru o perioadă să depășești. Nu-ți compensezi ca tu să ai 1000% câștig. Înseamnă că suntem nebuni la cap. Nu, s-au întâmplat astfel de cazuri. Această formulă predictibilă... Ca să fiu foarte cu clar. Cu reglementarea prețului unic. Ne puteți spune
Există familii care în momentul de față au contracte, v-am mai spus, cu 0,68 sau 0,70 negociate cu furnizorii. Acelea, sunt în mai cazul mici. În care, în cazul zis, în care acel preț unic va crește, preț se va... maximal. Ok, da, dar firmele vor profita și vor putea să dacă mărească... am contract, cum să măresc? Păi, dar e interzis prin lege. Contractele se pot presupun că se va pune o clauză care va fi interzis. Dar, este o, dar ceea ce îmi cere dumneavoastră e o legislație secundară. Se ocupă că de aceea avem juriști și avem angajați la ANR, la Ministerul Energiei, să vină cu toate aceste și lucruri. Mi se pare îndreptățit. Mi se pare îndreptățit. Știți că pe vârfuri, în anumite momente, România importă un... Uh-huh. Acum să vedem câte energie se va... Nu va rămâne niciodată România fără energie. Că nu poți mai mult de 2000. Nici să scoți, nici să aduci. Și deci și este un echilibru. Aveți ministru... Există, bă... Se poate închide, de exemplu, un reactor la, pentru 3 zile la Cernavodă. Normal că importi în acea perioadă. Care este acest procent și de piață liberă care trebuie lăsat? E procentul cât mai limitat în... Noi, 10, cam, 5, noi, cam, 20, noi cam și în momentul acesta, cam cât producem, atât consumăm. Dar sunt acele vârfuri. La apărare o să avem astăzi o propunere din partea... Da, după ce la ora 16 am întâlnire cu Consiliul Politic Național, unde vom decide cine va reprezenta Partidul Social Democrat la apărare. 1,3% preț maxim despre care vorbiți dumneavoastră. 1,3. Nu se știe dacă iese 1,3. E un preț maximal. Acest preț maximal despre care vorbiți dumneavoastră, care ar fi plafonul pentru profit în cazul producătorilor și a distribuitorilor? Nu am vorbit de plafon. Au profit. Are toată lumea. Există profit. Știți că sunt... Hidro are un preț, nuclearul are un preț, CEO Oltenia are un preț. Se iau toate aceste lucruri în considerare și se face un preț, să lucrăm cu un preț mediu. Dar statul va ști foarte clar cât are de plătit pe anul viitor compensarea. Între 0,68, 0,8, 1 leu și 1,3 e deja ceva fix. E normal ca să ne putem construi un buget și să venim să vă răspundem profesionist de data aceasta, nu căutând senzaționalul la televizor, să vă spunem cu cât să măresc pensiile, de unde vin banii, pentru că e pentru prima oară în România când venim cu un buget pe programe. Nu mai vin anumite cifre set și pe urmă miniștrii vin și argumentează. Nu, de la începutul anului spui foarte clar pentru ministerul respectiv, pe programele respective, ce ai nevoie. Deci este, de fapt, o ordonare. Și din punctul meu de vedere, e un lucru cât se poate de logic. Dacă lăsăm lucrurile să meargă într-o logică corectă și să nu mai vorbim de senzațional și să rezolvăm cu energia, să rezolvăm cu pensiile speciale și, pe urmă, venim cu bugetul și cu pensiile și ce se poate împărți ca lumea să crească totuși nivelul de trai pe o perioadă destul de complicată. Pe prețul plafonal al lemnului de foc se va veni până la urmă cu o compensare? Părerea mea că se va modifica acea ordonanță, poate în aceeași ordonanță cu energia venim cu ceva distinct. Ați văzut că nu a funcționat. Spuneți la un moment dat că producătorii de lemne n-ar trebui să primească astfel de compensări pentru că lemnul de foc reprezintă 0,2% din profitul lor la un moment dat. Eu am spus de la început un 400 de lei acoperă, dar eu nu vorbesc să compensez afacerea dumneavoastră. Nu-i rostul statului român să-ți compenseze afacerea decât dacă îți limitează prețul și tu, cu date, cu documente, justifici statului român că l-ai băgat. Dom'le, eu intru în faliment, că eu produc cu un leu și dumneavoastră mă pune să vând cu 0,5. Acolo statul trebuie să vină. Dumneavoastră îmi cereți mie să spun că voi compensa când eu știu foarte bine că nu e mai mult de 400 de lei, fiindcă avem socotelele de la RomSilva. Să compensez eu de la 400 cu 1000 că ai lăsat zona speculativă? Nu voi face acest lucru. Dar cu adevărat voi compensa la cei care au nevoie de aceste lemne. La persoane nevoie, care este cu totul altceva. Deci statul nu trebuie să compenseze companiile. Decât dacă printr-o decizie politică și administrativă merg pe o zonă.
Eu vă spun că dacă vom face lucrurile în acest echilibru și în această logică, veți vedea că inflația anul viitor va scădea mult mai mult. Mulțumesc mult!